CS Navodari a arătat calificarea în finala Diviziei Naționale la Rugby al doilea echelon. echipa antrenată de Cornel Suciu fiind învinsă cu scorul de 13 la 23 de Politehnica Iași într-un meci disputat în orașul Moldav. Navodarenii n-au rezistat decât în prima repriză în fața echipei creditate cu prima șansă la promovarea în Superliga. Echipa din Navodari încheie sezonul pe 20 septembrie, când va disputa finala mică pe teren neutru împotriva unei echipe de tradiție a rugbyului românesc, Știința Petroșani. Finala Diviziei Naționale, meciul care va decide de echipa ce promovează în Superliga se va disputa între Politehnica Iași și RC Bărlad.